Pavel îi spune lui Timotei și Timotei spune bisericii din Efes, bărbaților, și în mod deosebit bisericii. E valabil pentru cei care citesc, pentru cei care înțeleg și pentru cei care doresc să se sfințească și să practice. Și recitesc 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Și aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și la noi totodată. Ne-am uitat la minte, cap, la gând, la limbă. Se vorbea în dimineața aceasta de limbă. Spuneam zilele trecute, așa, citind din Scriptură, am primit un gând din partea lui Dumnezeu foarte frumos. Și suna în felul următor. Ocupă-ți mintea cu Scriptură. Și nu va mai fi loc pentru înjurătură. Ocupă-ți mintea cu Scriptură și nu va mai fi nevoie de băutură. Și aici fac referire la alcoolică, da? Nu-i valabil pentru noi, da? Prinde bine. Știți cum spunea cineva, zice, predicând despre evrei, că ei nu sunt între noi, da? Ocupă-ți mintea cu Scriptură și apoi vei vedea ce poate să-ți iese din gură. Din gură. Sigur. Că ceea ce este în interiorul nostru, aceea se vede. Ceea ce vedem noi, ochii noștri, urechile noastre. Și în dimineața aceasta ne uităm la mâinile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Am vorbit despre picioare. Pentru că merg de multe ori în locuri în care Dumnezeu nu ne însoțește. Și strigăm către Dumnezeu și spunem, Doamne, unde ești? De ce nu mă asculți? Și o să zică, Dumnezeu, sunt exact în locul în care m-ai lăsat. Te aștept. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la noi, încă o dată, și până la finele anului ne vom mai uita o dată, și la finalul anului ne vom mai uita o dată, și în fiecare dimineață ar trebui să ne uităm la noi. Și să vedem cum suntem înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, noi ca și slujitori am primit un mandat din partea lui Dumnezeu. Să vă îndemnăm, să vă sfătuim, să vă mângâiem, uneori, Dumnezeu prin noi mai și mustră, dar toate acestea se fac spre îndreptarea noastră, spre creșterea noastră spirituală, pentru că într-o zi noi și împreună cu dumneavoastră va trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu ca mireasă. Și mireasa lui Dumnezeu trebuie să fie sfântă, curată și fără pată. De aceea aș vrea să-L rugăm pe Dumnezeu cu cea mai mare seriozitate să ne dea putere să tratăm pocăința cu sinceritate, cu seriozitate și să luăm în serios relația noastră cu Dumnezeu. Privind la noi, așa după cum am încheiat că picioarele noastre trebuie să fie spălate, trebuie să fie păzite, trebuie să fie acoperite, trebuie să fie puse pe stâncă, trebuie să fie date Domnului, trebuie să fie închinate lui Dumnezeu. În dimineața aceasta ne uităm la mâinile pe care Dumnezeu ne le-a dat și ce putem face cu ele. Avem fiecare două mâini, da? Dumnezeu ne le-a dat și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu a creat organismul nostru. Dumnezeu a creat trupul nostru. Oamenii spun despre mână că ne este alături de la naștere până la moarte. Uneori, pe parcursul vieții, vom putea o pierde. Depinde cum trăim și ce facem, cum lucrăm cu mâna, da? De-a lungul istoriei noastre individuale, precum și de-a lungul istoriei umanității, mâinile acestea însoțesc trupul. În cele două mâini este primit copilul la naștere. Primul lucru pe care copilul îl simte când se naște, sunt două mâini, mai reci, mai calde, care îl așteaptă să vină în lumea noastră. Vreau să zic că în momentul în care pleci din lumea aceasta, sunt două mâini care te așteaptă în locul veșniciei care ți l-ai pregătit trăind din lumea aceasta. Pot să fie mâinile lui Dumnezeu sau pot să fie mâinile diavolului, a duhurilor răutății căruia ai slujit în lumea aceasta. Depinde de modul cum ai trăit în lumea aceasta.
Dacă atunci când ne naștem, ne așteaptă două mâini întinse, vreau să spun că și astăzi este o mână întinsă, care este întinsă înspre tine, pe care Dumnezeu a trimis-o în lumea noastră și a întins-o la Golgota. Și spunea Isaia 53, cine a cunoscut? Brațul Domnului, El, brațul Domnului, a crescut înaintea Lui ca o draslă, ca o rădăcină care n-avea lăstar, n-avea frumusețe. Era așa de disprețuit că îți întorceai ochii de la El. Dar știi ce a făcut? A întins-o pentru mine și pentru tine. Și s-a făcut o punte între noi și Dumnezeu. Și astăzi mâna Lui Hristos, mâna Lui Dumnezeu prin Hristos e întinsă spre tine. Și vrea să te ridice din starea în care ești. Vrea să te ridice din locul în care ești. Și dacă ai alergat și n-ai piciorul pe stâncă, Dumnezeu vrea să-ți întindă mâna și să te pună pe stâncă. Mâna lui Dumnezeu și astăzi e întinsă spre tine și te așteaptă. Mâna lui Dumnezeu este și astăzi deschisă să primească bucuria cu care tu vii înaintea lui Dumnezeu. Mâna este forma văzută a sufletului, spun oamenii. Expresia fizică, ceea ce simțim și gândim, ea mângâie, susține, dojenește, încurajează, alină, alintă, acuză, pedepsește, rănește. În custodia noastră mâna poate fi leac sau armă. Mâna are rol important în socializare. Când cunoaștem pe cineva, îi dăm mâna. Știți de unde vine salutul acesta cu mâna? În lume vine de la romani, zic unii. La pocăiți vine din Biblie. Romanii aveau mânicile mai lungi la hainele care le purtau și uneori ceva așa, ca o pelerină peste. Și de multe ori, înainte ca doi oameni să se întâlnească, de teamă ca unul dintre ei să nu aibă în mână o sabie, un pumnal, întindeau mâna înainte. Și în momentul în care întindeai mâna, dacă aveai ceva, se vedea. Ieșea afară, cădea. În Biblie, cuvântul lui Dumnezeu spune că ucenicii erau plini de spaimă, plini de frică, plini de teamă, cu ușile încuiate, să nu vină virusul și la ei. Numai că erau un virus al păcatului. Și ăsta ucide mai mulți oameni decât COVID-ul. Erau speriați. Și stăteau cu ușa încuiată. Și a venit Domnul, a stat în mijlocul lor și le-a spus pace vouă. Nu spune Biblia că ar fi dat sau că n-ar fi dat mâna. De atunci când dai mâna cu cineva și dai pacea Domnului, trebuie să fii atent la mână. Mâna, să știți, o cerem când ne căsătorim, când cerem ceva, sau când oferim ceva, folosim mâna. Când se fac înțelegeri de afaceri, se strâng mâinile. Întindem mâna când cerem ajutorul cuiva. Mâna, și acum citesc ceea ce spun oamenii, da? Este opera de artă înfăptuită de Dumnezeu și copiată de oameni din cele mai vechi timpuri și până în ziua de azi. În grafică, în pictură, în sculptură. Maestrul Renașterii, Leonardo da Vinci, i-a surprins detaliile remarcabile de anatomie prin combinarea perfecțiunii și a mâinii, prin desenul pe care l-a făcut. Prin combinarea perfecțiunii mâinii și a creierului, omul a învățat să manipuleze și să câștige controlul asupra mediului înconjurător. Și mai sunt lucruri pe care oamenii le pot vorbi despre mână. Biblia spune că mâinile, la fel ca și trupul, la fel ca și ochii, la fel ca și picioarele, trebuie păstrate curate. Și când Domnul a spus preoților în vechime, în Exod capitolul 30, versetul 19 și 21, cuvântul lui Dumnezeu i-a dat o poruncă lui Moise. Și-a spus, când faci templu, să faci acolo un lighean. Și în ligheanul acela preoții să-și spele mâinile și picioarele.
Încă din vechime, Dumnezeu a dat porunci evreilor să-și spele mâinile. De când ne naștem, suntem învățați să ne spălăm pe mâini, pe dinți și pe față. Unii nici asta nu mai practică astăzi. Mâinile trebuie păstrate curate. Dumnezeu a spus să ne spălăm de 3 ori pe zi, dacă vreți, de 5 ori pe zi. Nu spune de câte ori pe zi să ne spălăm. Dumnezeu a dat poruncă ca mâinile să fie curate. Și nu era COVID. Dar este ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe ca să putem avea o viață curată. Nu poți să ai un trup curat și mâini murdare. Nu poți avea mâini murdare și un trup curat. Pentru că pe unde pui mâna, murdărești. Apropo de asta, știți, unul s-a dus la doctor odată și a spus: domn doctor, pe unde pun mâna, mă doare. O pus mâna la ficatul, îl durea ficatul de nu mai putea. O pus mâna la ureche, îl durea urechea. O pus mâna la gât, îl durea gâtul. L-a controlat doctorul și zice: omule, ești sănătos tu. Și a zis: domn doctor, mă doare, când pun mâna undeva, mă doare. Și domn doctor, a zis: hai să mai facem o verificare. O luam mâna. Știți care era problema? Degetul. Unde punea degetul, îl durea. Dar nu unde punea degetul. Degetul era problema. Tot la fel suntem și noi. Sau în momentul în care arătăm cu degetul spre altul. Cea mai mare problemă, știți, este o vorbă românească. Cine-i de vină? Ce de obicei cine întreabă. Mâna trebuie să fie curată. Mâna trebuie să fie spălată. De ce? Pentru că asta spune și cere cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă igiena pe care Dumnezeu ne-a învățat ca să o avem, David, cuvântul lui Dumnezeu, spune în Psalmul 26: îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul tău, Doamne, cu mâinile curate. Pavel îi spune lui Timotei și ceea ce am citit astăzi: să ridici spre cer mâini curate. Și noi cântăm: ridică-ți mâinile, mă închin în fața ta. Și nu-i rău Dumnezeu să facă ca toată biserica să stea cu mâinile ridicate spre cer, să cânte, să le înalțe spre Dumnezeu, dar ca Dumnezeu să privească cu plăcere spre mâinile noastre, ca Dumnezeu să privească jertfa care o aducem cu mâinile noastre. Mâinile noastre trebuie să fie curate. Mâinile noastre trebuie să fie spălate. Cu ce poți să-ți murdărești mâinile? Mâinile se pot murdări în felul următor. Sau aș putea să vă dau câteva exemple, să vedeți ce pot să facă oamenii cu mâinile. Oamenii fură cu mâinile. Fură. Mai dau cu 5. Mâna o poți folosi ca să furi. Biblia spune în Efeseni 4:28, pentru cei care au crescut în credință: cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă, și o să revenim la versetul acesta, să mai... ce să facă? Cu ce? Cu mâinile. Dumnezeu ni le-a dat, nu ca să le folosim cu alt scop. Omul ucide cu mâinile. Omul amenință cu mâinile. Cu mâinile omul poate să mângâie sau să-și exprime dragostea prin îmbrățișări. Eu am avut experiențe legate de lucrul acesta după ce am avut o conferință cu tinerii. O venit cineva la final și e frumos să dai mâna cu cineva. Dar e important scopul cu care dai mâna, să știm. Au venit două tineri odată, eram cu liderul de tinere și cu mai câțiva tineri în jur, și au venit cineva, așa, trecând la final, pace, 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 și-o dat mâna. După câteva ore eram în drum spre București, plecam atunci la examene de admitere și erau undeva, cred că la 2 noapte, sună telefonul. Cineva nu putea să doarmă. Știți de ce? Că o da mâna cu noi. Și-o simțit, nu știu ce-o simțit, când o dat, mă, când am dat mâna cu tine, cu fratele, zice, am simțit nu știu ce. Depinde ce cauți când dai mâna. Depinde ce cauți când întinzi mâna. Contează foarte mult. Cu mâna se pot face multe lucruri. Omul păcătuiește cu mâinile. Dumnezeu nu i-a dat mâna ca să o ducem spre păcat.
prin ceea ce am amintit, omul păcătuiește cu mâna, dar mai poate să facă ceva. Ați auzit de masturbare? Știu, nu sunt lucruri care se predică de la învon, dar tot cu mâna se face. De aceea mă rog în dimineața aceasta ca Dumnezeu să binecuvinteze poporul de la Elim. Amin. Să înțelegem că trebuie să avem mâinile curate. Amin. Și soț și soție, și tânăr și tânără, căsătorit sau necăsătorit. Că asta nu te întreabă dacă ești căsătorit sau nu ești căsătorit. Știu, s-ar putea să nu vă placă. S-ar putea ca ceea ce spun să ne doară, să ne jignească. Dar ascultați-mă, biserica nu e locul în care să venim și să ne simțim bine. Biserica este locul în care venim ca Dumnezeu să ne dezbrace de tot ce e nepotrivit lumii și să ne îmbrăcăm cu El și prin El să putem trăi în lumea aceasta, ca să putem lumina, să putem purta lumina. Eu vreau să te întreb, cum sunt mâinile tale în dimineața aceasta? Omul ajută și poate lucra cu mâinile lui, pe care Dumnezeu i le-a dat. Omul cu mâna lui poate să facă lucruri minunate. Dumnezeu ne-a dat mâinile nu ca să le ducem și să le, să le ducem spre păcat. Romani 6 cu 13 spune să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii. Ci dați-vă pe voi înșivă și mădularele voastre ca niște unelte ale... Observați pentru ce a creat Dumnezeu mâna? Dumnezeu a creat mâna. Aici vreau să fac o paranteză. Să nu credeți că dacă practicați păcatul masturbării, după ce vă veți căsători, veți scăpa de asta. Nu. Nu asta e soluția. Soluția e pocăința. Se poate scăpa de asta prin pocăință, prin mărturisire și prin lăsare de lucrul acesta. Știu, nu prea se predică lucrurile astea, dar se practică lucrurile astea. Și se practică de credincioși. Se practică de tineri care vin și cântă aici și spune, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Și el e cu mâinile mânjite și le ridică spre Dumnezeu. Și vrea ajutor din partea lui Dumnezeu. Sunt frați, sunt surori, sunt familii care se practică lucrul acesta. Păzească Domnul biserica de la Elim, pe mine și pe tine. Cum ești în această dimineață? Știți de ce este păcat ca tineri să se țină de mâini înainte de căsătorie? Că vorbim de mâini. Păi frate, dar ce e păcat? Că o iubesc! Dar nu contest. Nu contest. Dar știți care este problema? Mâna are 5 degete. La fel ca și ochiul, mâna ajută trupul să cunoască lucrurile din jur. Dumnezeu a creat mâna să fie o unealtă a neprihănirii. De ce e greșit să te ții de mână înainte de căsătorie? Știți de ce? Pentru că mâna asta, mâinii, când Dumnezeu a creat-o, a pus niște simțuri. Simțul tactil. Îl ai în mâini, în palmă, în degete. Când pui mâna pe foc, te arzi. Când bagi mâna în frigider, ți-e rece. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus lucrul acesta să simți. Știți ce se întâmplă? În momentul în care îți place de o fată și o ții de mână, se întâmplă ceva în lăuntrul tău. Ați auzit de fluturi la stomac? Da? Ăia-s creați de Dumnezeu, dacă vreți, sau lăsați de Dumnezeu să fie și ceva normal. De asta trebuie să fie cu privire la căsătorie și punct. Atât. Dar acum imaginați-vă dumneavoastră dacă eu aș fi ținut de mână 50 de fete înainte să mă însor. Cât din mine aș fi consumat? Să nu mai vorbim de actul sexual. Ce mai rămâne pentru soția ta? Vă 80 de ani când Dumnezeu îți dă viață. Când 25-30 i-ai dat pentru alții. Sau pentru altele. Cât mai rămâne și pentru cel pe care Dumnezeu ți l-a creat să fie alături cu tine? O viață în lumea aceasta.
De ce e greșit? Pentru că în momentul în care atingi, simți și se dezvoltă și omul produce sau în om se produce plăcere, ca să nu folosesc alte cuvinte, că mai sunt și copii aici și se ridică părul pe tine așa când te înfiori. Înțelegi ce vreau să spun, da? Mai în vârstă. Femeie prin atingere și bărbatul prin privire. Se ridică părul pe tine. A, cred că înțelegeți, ca să nu folosesc cuvântul. Da? Uitați-vă și lucrul acesta îl spun din Scriptură. Omul lui Dumnezeu vorbește de lucrul acesta. Solomon, în Cântarea Cântărilor. Și vreau să urmărim împreună ca să vedeți de ce e important lucrul acesta, frați și surori. Pentru că ține de mână. Fiți atenți aici. Cântarea Cântărilor, Cântarea Cântărilor, capitolul 2, de la versetul 4. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Da? O iubea. Și nu-i rău, că asta vine de la Dumnezeu și trebuie să fie între soț și soție. Da? Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea lui. Și fiți atenți, versetul 6. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Și versetul 7 este pentru noi, pentru tineri, în mod deosebit, și spune: vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboricele de pe câmp. Ce scrie acolo? Dar cum poți să stârnești? Prin atingere. Stârnești ceea ce nu-i potrivit și nu e vremea potrivită să stârnești. Nu stârniți și nu treziți dragostea până nu vine. De ce să te trezești cu pofte când nu e vremea de poftele respective? Că pofta sexuală Dumnezeu a creat-o și e valabilă și e bună în cadrul căsătoriei. Amin? Amin. Nu sunteți de acord? Asta spune Biblia. Puteți crede, puteți nu. Am fost creați cu lucrurile acestea. Dar ce facem cu mâinile noastre? Să-și pune mâna stângă sub capul meu. Și urmăriți capitolul 3, versetul 4. Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat, că mâna e făcută să strângă și să apuce. Și nu l-am mai lăsat până nu l-am dus în casa mamei mele, în odaia celui ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, încă o dată, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți și nu treziți dragostea până nu vine ea. 8:1. O, de ai fi fratele meu, care ia sub lațețele mamei mele, când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ține de rău. Te-aș lua și te-aș duce, observați, tot cu mâinile, la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor must din rodile mele. Mâna lui stângă să fie sub capul meu, da? Atingere. Și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Știți ce urmează după asta? Sărut. Asta e calea. Asta e forma pe care Dumnezeu a lăsat-o să fie între cei care vor să se căsătorească, dar nu până la căsătorie, ci în cadrul căsătoriei. Da? Merg mai departe. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că în momentul în care ne apropiem, atingem, prindem, ținem de mână, urmează îmbrățișarea. În momentul în care ai îmbrățișat, se naște pofta sexuală care n-ar trebui născută. Și următorul pas este sărutul. Și apoi după sărut, știți ce urmează? Actul sexual. Pentru că omul nu are stăpânire de sine. Omul nu se poate stăpâni singur. Omul de aceea are nevoie de Dumnezeu. Ca Dumnezeu să stăpânească peste om. De aceea are omul nevoie de Dumnezeu. Ca Dumnezeu să fie stăpân peste trupul meu. Ca Dumnezeu să fie stăpân pentru că El a creat trupul acesta. Și L-a creat în așa fel încât să funcționeze, dar în parametrii în care vrea Dumnezeu să funcționeze. Amin? Amin. Să ne ajute Dumnezeu să ne privim mâinile în dimineața aceasta. Pentru că prin văz și prin atingere se trezește pofta. Apoi, omul cu mâinile poate să facă sinucideri, să producă omoruri, să facă rău.
Și tot cu mâinile poate să ridice pe cel care a căzut. Pe cel care nu are mâini și nu are ajutor. E important și spun lucrurile acestea, frați și surori, pentru că, să știți, Dumnezeu ne le cere. M-am rugat pentru lucrul acesta. Nu mă gândeam că o să predic eu de dimineață, acum, cam scurt așa în perioada, dar nu mi s-a întâmplat foarte des anul ăsta să fiu așa scurt, da? Dar m-am rugat pentru mesajul acesta. Și ceea ce vă spun, nu vă spun din ceea ce aș vrea eu să vă spun, frați și surori. Ci vă spun din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu privește la mâinile noastre. Pentru că cu mâinile noastre lucrăm la jertfa care o aducem. Jertfa pusă pe altar, dacă nu este curată, degeaba este curat cel care o aduce. Pentru că Domnul spunea să nu aduceți miei sau turturele cu cusur. Mielul, jertfa, trebuie să fie fără cusur. Cel care aduce jertfa trebuie să fie sfințit, curățit, spălat. Preoții n-aveau voie să se apropie de jertfă oricum. Aveau un ritual de curățire. La noi nu mai este ritualul acesta, dar avem cuvântul lui Dumnezeu care ne curățește viața în fiecare zi. Spunea un nepot unei bunici odată, zice, bunică, de ce te duci la biserică? Că tu oricum nu ții minte ce se predică la biserică. Tu oricum nu ții minte ce se întâmplă la biserică. Apropo, ce s-a predicat duminica trecută? Nu vă speriați, mergem mai departe și vă întreb de seară, dacă vă amintiți, da? Ca să vedeți cât de interesați suntem de ceea ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm, frați și surori, și să înțelegem că trebuie să fim aici. Bunica spunea, dragul mami, așa este. Bunica merge la biserică și nu înțelege poate uneori tot ceea ce se vorbește acolo. Nu rămâne totdeauna cu ceea ce se vorbește acolo. Și vine copilul și spune, auzi bunico, tu ești ca și coșul ăsta de nuiele. Ia un coș așa de nuiele și toarnă apă în el. Și ridică coșul. Ce zice? Stă apa într-un coș cu nuiele. Nu stă. Dar bunica călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, inspirată de Duhul lui Dumnezeu, însuflețită de Duhul lui Dumnezeu, ia coșul și se uită la nepot și spune, nepoate, dreptate ai. Mintea mea este ca și coșul ăsta cu nuiele. Dar vreau să te uiți atent la coșul cu nuiele. Când l-ai adus aici, era plin de praf. După ce ai aruncat apa, ridică coșul. Știi ce se întâmplă cu coșul? Coșul s-a curățit de praf. Nu înțeleg întotdeauna ce se întâmplă la biserică, dar întotdeauna când mă duc la biserică, trebuie să se întâmple ceva. Trebuie ca eu să fiu curățit de cuvântul care se vestește. De ceea ce se vorbește din partea lui Dumnezeu. Și acum pun o întrebare. Cât de multe lași curățit? Pentru că ascultă-mă bine. O trecut sărbătoarea roadelor. Dacă să poți să aduci o roadă bună, via, ca să poți să dea un strugure bun, trebuie să fie... Asta nu înțelege pocăitul sau creștinul din pocăință. Când vie, există gard și o foarfecă. Gardul pentru pretențiile noastre și foarfecă pentru aspirațiile noastre, așa cum se spunea mai de dimineață. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să ne verificăm mâinile. De ce? Pentru că noi trebuie să avem mâna în fiecare zi pusă pe Scriptură. Mâna noastră trebuie să fie pe Biblie. 1 Ioan capitolul 1, versetul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce am auzit, ceea ce am văzut, ceea ce am pipăit cu cine? Cu mâinile noastre. Aceea vă spunem, aceea vă vestim cu privire la cuvântul vieții. Mâinile tale ce pipăie toată ziua? Că la ștrand când te duci cu prietenii și cu cei din lume și în anturajul în care ai, să nu spuneți că nu puneți mâna pe niciunde. Și mai ales pe sub apă. Da, vorbesc cu tineri în mod deosebit. Dar știți ce îi mulțumesc lui Dumnezeu? Că nu se întâmplă la noi. Că avem tineri bogăți care nu merg la ștrand. Măriți să fie Domnul. Ziceți amin. Amin. Nici dumneavoastră nu credeți. Da. Frați și surori, e importantă mâna înaintea lui Dumnezeu. E important cum venim înaintea lui Dumnezeu cu trupul nostru. Dumnezeu pune accent pe trupul nostru. Știți de ce?
Pentru că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Cum îl îngrijim? Dumnezeu ne-l-a dat pentru o perioadă. Ascultați-mă, vine vremea când va putrezi, dar până putrezește, ești responsabil de modul în care îl administrezi. Dumnezeu ți-l-a dat ca să-l îngrijești. De multe ori ne îmbolnăvim, știți de ce? Din cauza prostiei noastre. Că n-avem grijă de trupul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat. Dar rămânem la mână în dimineața aceasta. Mâna noastră trebuie să fie pusă pe Scriptură. Mâna noastră trebuie să pipăie cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Mâna noastră trebuie să fie înălțată înspre Domnul. Îmi ridic azi mâinile. Este o cântare care noi o cântăm. Sângele tău, numai după aceea poți să-ți ridici mâinile. Bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. Știți ce s-a întâmplat în momentul în care Amalek era în vale și Moise s-a urcat pe munte? Moise era cu mâinile întinse spre cer. Avea toiagul lui Dumnezeu și îl ținea în mână. Mâinile lui Moise au obosit la un moment dat. Dar au fost doi oameni care au înțeles ce trebuie să facă cu mâinile lor. Și atunci, că și slujitorii mai au nevoie de sprijin. Apropo, de câte ori ați sunat să-i încurajați? Dar ies oamenii lui Dumnezeu, ei n-au nevoie. Dar Moise au avut lângă el doi oameni care au știut să folosească mâinile. Pentru că dacă nu era Aron și Hur, Iosua în vale n-avea biruință. Dacă nu sunt persoane în adunare care se roagă, putem să zbirăm aici până ni se umple venele la gât. Ascultați-mă, nu se întâmplă nimic în adunare. Aron și Hur au sprijinit mâinile lui Moise. Și biruința din vale a lui Iosua a venit în urma biruinței din umbră, din odăiță, a celor care sprijinesc, a celor care își întind mâna, a celor care își curățesc mâinile, a celor care își întind mâna spre cer, în nevinovăție și în sfințenie, în teamă de Dumnezeu. Ce ai făcut și cum te raportezi la Dumnezeu cu mâinile tale? Ucenicii au fost mustrați de faptul că mănâncă cu mâinile nespălate. Vă aduceți aminte Marcu capitolul 7? Spune cuvântul lui Dumnezeu aici de faptul că versetul 5. Farisei și cărturarii l-au întrebat: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Oamenii pun accent pe trup. Uneori mai mult ca pe suflet. Biblia ne cheamă să le punem împreună toate, trup, suflet și duh. 1 Tesaloniceni 5 cu 23. Să fie păstrate întregi și fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Mâinile noastre sunt curate? Sunt cu Scriptura în fiecare zi? Frate, dar n-avem timp, n-avem... De ascultă-mă, știi pentru ce-ți faci timp? Pentru ce-ți place? Pentru tot ce-ți place, îți faci timp. Dar pentru cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care anul acesta de la Elim s-au înscris și au practicat și au trăit în programul acesta de Biblie, de citirea Bibliei la puterea a doua. Să citești de două ori Biblia pe an. Unii n-o citesc de două ori într-o viață. Dar sunt oameni de la Elim care s-au implicat în lucrarea aceasta. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Și să stai cu Biblia în mână în fiecare zi. Pentru că nu este bucurie mai mare decât atunci când treci prin încercare. Să-ți vină în minte promisiunile lui Dumnezeu pe care le găsești în Scriptură. Nu le citești din ziar, ascultă-mă. Sunt în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Și când vei avea probleme în viață, te vei raporta la oamenii din jur. Înainte să te duci la cuvântul lui Dumnezeu. De atunci când trăiești cu Biblia în mână, când Biblia o ai în mână, din mână merge în ochi, din ochi merge în inimă și din inimă se transformă și iasă pe gură înaintea lumii, lumea nu mai are nevoie de multe predici. Nu vedeți că trebuie să predicăm 3.000 de predici să se pocăiască un om? Și la 9 cuvinte s-o predică, s-o pocăit 120.000 de oameni. Auziți? Care nu deosebesc stânga de dreapta. 120.000.
s-au pocăit la o predică de 9 cuvinte. De ce? Știți de ce? Că am început să scădem nivelul și standardul de sfințenie a lui Dumnezeu. Și să spunem, Doamne, merge oricum, nu merge. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să venim curați. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să avem o viață curată, o viață trăită în sfințenie, inclusiv mâinile noastre cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Și faceți proba aceasta, frați și surori. Mai sunt 2 luni de zile aproximativ și un pic, până la finalul anului. Dă-ți silința să-ți păstrezi trupul în sfințenie. Dă-ți silința să-ți păstrezi ochii curați. Dă-ți silința să păstrezi mâinile curate. Și dacă la finalul anului nu ți se va întâmpla ca relația ta cu Dumnezeu să crești, să crezi că Biblia nu e adevărată. Dar îți garantez din partea lui Dumnezeu că dacă vei practica lucrul acesta, inclusiv viața ta va fi transformată. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care privește cu plăcere. Mâinile noastre trebuie să facă bine. Să lucreze să facă bine, să aibă de unde să facă bine. Mâinile noastre pot transmite mesaje celor din jur. Stai, vino, îți arăt eu ție, îi dau eu lui. Cu mâna. Nu? Ce facem cu mâinile noastre? Cel mai bine ar fi să o băgăm în buzunar și să umplem sacul la colectă. Nu? Cel mai frumos ar fi că atunci când e vorba de o lucrare la casa lui Dumnezeu, să trimitem pe unii acasă că suntem prea mulți. Dar încă nu s-o întâmplă la ei în treaba asta. Pentru că mâinile noastre sunt ocupate cu lucrurile lumii și prea puțin ne facem timp de lucrul lui Dumnezeu. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm și să ne întrebăm pe Domnul, Doamne, cum sunt mâinile mele? Dar nu cred că ne trebuie răspuns la rugăciunea aceasta, așa-i? Pentru că noi știm cum sunt mâinile noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să îi spunem Domnului să ne dea putere. Știți de ce? 2 Samuel, capitolul 23, de la versetul 8 la 10. Este un om pe nume Eleazar, fiul lui Dodo. Unul din vitejii lui David. Omul acesta a făcut ceva. Omul acesta, când oamenii din Israel fugeau, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi, spune cuvântul lui Dumnezeu, Eleazar, fiul lui Dodo, a luptat alături de David. A fost omul care a pus mâna pe sabie și a spus, eu vreau să lupt până la capăt. A fost omul care și-a pus mâna în mâna lui Dumnezeu. A fost omul care a luat mâinile lui și a spus, Doamne, binecuvintează mâinile mele. Și mâinile lui ori pus mâna pe sabie. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că atâta de mult o luptat până i s-o lipit mâna de sabie. Nu știu la ce ți-ai folosit mâna până în dimineața aceasta. Nu știu modul în care pui mâinile înaintea lui Dumnezeu și le dai Domnului. Samson cu o falcă de măgar care au avut-o în mână, a ucis 1000 de oameni. Dumnezeu dintr-un om cu mâinile goale poate să facă un om cu mâinile pline. Și-a spus Domnul și în mod deosebit când e vorba de sărbătoare roadelor, să nu vii înaintea mea cu mâinile goale. Acolo nu vorbește de cămașă cu mânecă scurtă, nu. Acolo vorbește de ceea ce ai, Dumnezeu ți-a dat și tu lași acasă în loc să-i aduci Domnului. Cum îți mâinile tale în dimineața aceasta? Un tânăr a fost văzut cântând la pian și fratele respectiv s-a dus la el la final și a spus, măi, ce-ai făcut de când așa? Cântările astea nu sunt cântări care se aud în orice parte. Sunt cântări extraordinare. Sunt cântări care te ajută să stai în prezența lui Dumnezeu. Și în momentul în care cânta tânărul acela la pian, se prezenta Dumnezeu în popor. Și era o cercetare extraordinară. Și predicatorul s-a dus la final și a spus, auzi, ce ai făcut? Ce se întâmplă cu tine? Și a spus, eu m-am rugat Domnului pentru mâinile mele. Mama mea a fost foarte grav bolnavă. Nimeni nu-i mai dădea șanse de supraviețuire. Era uscată, un schelet ambulant. În fiecare zi, tata se uita la noi și mă întreba, zice, nu a murit mama ta. Nu a murit. Așteptau să moară. Și într-o zi s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne,
Dacă tu o vindeci pe mama, eu vreau ca mâinile mele să fie predate pe deplin în brațul tău. Eu mă predau și vreau să te slujesc toată viața mea cu mâinile care mi le-ai dat. Da. Într-o seară, într-o noapte târziu, o venit cineva și o bătut la ușă. S-or dus, s-or deschis ușa și era un medic. O stat înaintea lor și-o spus, pot să intru? Și-o spus de ea, da. Am gândit să-i fac o injecție la mami, a spus. Și-o spus, dacă ar fi fost vis, nu l-aș fi înțeles. Dar cred că a fost realitate, știți de ce? Pentru că i-au făcut injecția în șold. Și pe urmă, pe cerșaf, a rămas urmă de sânge. De cum a scos acul. Și s-au pus om, doctorul acela a plecat. Și s-au pus la culcare, așteptând să moară. Ca de fiecare dată. Doar că s-a întâmplat ceva. În dimineața respectivă, mama acelui copilaș s-a ridicat înaintea zorilor, înaintea lor. Și când copiii și tatăl s-au trezit, era deja masa pusă și micul dejun pregătit. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și când copilul acela cânta, muzica pe care o cânta nu era orice fel de muzică. Au ajuns la un nivel foarte mare în societate. Și-a dat un concert în localitatea din care făcea parte și-a chemat pe cineva și-a spus, vino și tu la biserică. Și femeia asta era o vrăjitoare extraordinară. O femeie care s-a ocupat cu ocultismul. Și-a spus, eu nu pot să vin acolo unde mergi tu. O chemat la biserică și-a zis, mai vorbim. La concert, într-o casă de cultură, nu s-a dus. Dar într-o zi a venit la biserică și după terminarea programului, a venit cineva la copilul acesta și a spus, doamna pe care i-a chemat-o e în sală. Și s-a dus la ea și a spus, auzi, de ce ai venit la biserică și acolo nu? Și femeia aceasta a spus, eu vin doar acolo unde am oamenii mei. Lui dracu nu este rușine să intre în adunare. Duhurilor nu le este rușine să vină în adunare. Și femeia aceasta a spus, vreau să fac un târg cu tine. În muzica pe care o cânt să mai bagi un pic și de, așa, să sar de piciorul. În muzica pe care o cânt să mai bagi așa și un pic, să se miște trupul. Cât un pic de cutare în ritm, cât un pic de cutare, cât un pic de cutare. N-am nimic cu muzica, eu vreau să vă spun întâmplarea aceasta și să vedeți ce important este să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Și-a spus eu, dacă faci lucrul acesta, te fac și ajungi cel mai bogat om din toată regiunea. Am puterea aceasta să te fac să devii cel mai bogat. Și-a spus la copilul acesta, nu pot să fac lucrul acesta, știți de ce? Mâinile mele le-a dat lui Dumnezeu. Și mâinile mele cânte numai ce Dumnezeu le dictează să cânte. Mâinile mele sunt brațul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a ascultat rugăciunea care am făcut-o, a vindecat-o pe mamă. Și eu sunt al Domnului. Și-a spus femeia aceea, dacă nu ascult de ceea ce spun, te omor. Și-a spus, n-ai cum să mă omor. Știi de ce? Pentru că stăpân peste mine e Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care conduce viața ta? Dumnezeu este Cel care coordonează viața ta? Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem iertare Domnului pentru modul în care ne-am folosit mâinile. Poate ai fi putut să ajuți și Biblia spune cine știe să facă un bine, nu cine poate, că toți putem să facem bine. Cine știe să facă un bine și nu l-a făcut, a săvârșit. Nu trebuie să curvești. Efectiv, să nu întinzi mâna când poți să o întinzi. De aceea stăm înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta și cerem iertare Domnului. Amin.